Milostivirea este meșteșugire înțeleaptă folositoare celor ce o fac și prietenă de aproape cu Dumnezeu este că de -a stă înainte, aproape de el și cu înlesnire aduce daruri pentru orice nevoiește dacă nu este asuprită de noi. Iar asuprită este atunci când o facem din bunuri străine iar când este curată, multă îndrăzneală are că ea dezleagă legăturile celor legați, strică întunericul, stinge focul, omoară viermii, izgonește scrâșnirea dinților și cu multă bucurie deschide ușile cerului. Că împărăteasă este cu adevărat asemeni cu Dumnezeu făcând pe oameni. Că zice, fiți milostivi precum și tatăl vostru este milostiv. Luca 6,36 și este ușor având aripi de aur cu zbor care înfrumusețează pe înger, precum zice prorocul. Aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Psalm 67 cu Că mai bine decât un porumbel, porumbița privește prin gene cu ochi blânzi și nimic nu-i mai frumos decât ochii aceștia. Frumos este și păunul, dar pe lângă porumbiță este ca o nimica. Ea este pasărea frumoasă și minunată, având aripi de aur, care vede mai înalt decât toate, fecioară este cu fața albă și blândă. Cu aripi este și ușoară, stând înaintea scaunului împărătesc. Și când vom fi judecați, va sta grabnic de față și se va arăta și ne va scoate pe noi de la o sândă, îmbrăcându-ne cu aripile sale. Că jerfe ca acestea voiește Dumnezeu de la noi, căruia se cuvine slavă acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.